Ieri a zis la un meci senzațional făcut de CSM și o victorie care vă menține pe prima poziție și iată o victorie care vă duce practic către barajul pentru promovarea în Liga Florilor. Da, a fost o victorie foarte muncită. În primul rând vreau să felicit pe fete. Ne-am luptat până la capăt, am jucat foarte unit. Fiecare fată a dat tot ce a putut și am dovedit că putem să facem o față și să ajungem acolo unde ne-am propus la promovare în Liga Florilor. A fost o primă repriză echilibrată, însă în repriza a doua voi ați fost cele care ați dictat ritmul meciului. Da, la început a fost mai greu, am avut emoții, dar până la urmă ne-am încurajat una pe alta, am susținut, ne-am bucurat pentru fiecare fază care am făcut-o și până la urmă am ajuns la un rezultat care ne-am dorit și am obținut o victorie foarte rea, dar ne bucurăm împreună cu toate fetele. Unde crezi tu că s-a făcut diferența în această partidă? Cred că în a doua repriză, atunci când noi trebuia să am avut mai multă forță să alegăm și ne-am dus peste ele și am jucat așa cum trebuia, din prima repriză. Ai fost una dintre fetele care a dat semnalul revenirii. Ți s-a părut la un moment dat că puteți scăpa meciul ăsta din mână? Nu. Până atunci am crezut în fetele, am crezut în toată echipa și știam că o să fie o victorie, doar că trebuia puțin să ne revenim, pentru că am avut niște emoții care ne-am deranjat. Dar până la urmă a fost totul bine. Mâine încă un meci pentru voi. Mâine este un meci, nu este atât de echilibrat după părerea mea, dar o să luăm și meciul viitor foarte serios și o să jucăm așa cum trebuie și să sperăm că o să obținem încă o victorie care trebuie să obținem. Felicitări! Mulțumesc frumos!